dimineață. Dacă trebuia să fac un vlog și cu Lucerna anul ăsta, că na, trebuia să fac. Nu de alta, dar fac și o treabă. Până acum nu prea am făcut, dar acum am venit la treabă. Sunt la câmpul 683 și grebla de la Rolin. Și m-am apucat de strâns. Îmi cer scuze, în spate nu se vede nimica și vă zic de ce. Fiindcă ăsta este un plexiglas care după vreo un an, doi, se mătuiește. Fiindcă la modelul ăsta de tractor nu găsești piese de schimb, geamuri și accesorii. După ce s-a spart geamul din spate, a trebuit să facem noi un plexiglas să-l punem. Ce-i drept? Un an, doi, se vede bine. După al doilea an, pa, nu se mai vede nimic. Dar hai să vă arăt un pic ce fac pe aici și apoi să vă pun niște secvențe din cum a fost la Agriplanta anul ăsta. Știți foarte bine că în fiecare an eu vă pun filmuleți de la Agriplanta. Așa, niște cadre, ce filmez pe acolo. Dacă mă întâlnesc cu unii dintre voi, vă salut și prin acest video. Da, anul ăsta m-am întâlnit decât cu o persoană pe care o cunosc și mă cunoaște. M-am întâlnit cu ferma Mandache. Și având în vedere că și el lucrează la fel ca mine, cu tractoare vechi, bine, el cred că lucrează mai românește decât mine. Eu mai am niște John Deere. Suntem cam în aceeași categorie. Sperăm să intrăm din umbră. S-a simțit ca și cum s-a rupt ceva. Sper să nu. Și dăm bătaie. Da, este ora 5 dimineață. Am venit cam târziu, fiindcă am undeva la 5 hectare de strâns. Și m-am apucat cam târziu. Cred că nu o să strâng tot azi. Am o problemă, mai e și mâine o zi. Mai vin și mâine dimineața puțin. Deci am tăiat lucerna care a fost semănată anul ăsta așa repede. Fiindcă a năvălit-o toată iarba. Avea destul de multă rapiță crescută în ea. Și a trebuit să o tăiem, fiindcă nu aveam de gând să dau cu ierbicid. Că nu o să mai crească nici lucerna. Apă săraca nu mai are. Așa că cea mai bună soluție a fost să o tăiem de vreme. Așa credem noi, acum dacă nu o fi așa. Șapca asta este de la Agriplanta, am primit-o cadou. Ca să vezi. Mai primești o cadou tot. Dar n-am de gând să iau aia, nu? Păi că am crezut că e aia altă cu USR-ul. Să nu ziceți că nu șterg, da? Știu sigur că deja sunt comentarii. Șterge, bă, și tu geamurile alea. Asta fac, uite, asta. Vezi? Asta fac. Bă, da, cred că chiar o să le fac reclamă lui ăștia. Nu, mă! Nu luați credite! Ce sunteți nebuni? Da? Ce? Pic? Gata! Și hai să vă arăt și un răsărit!
Ia să văd. Așa. Ia să văd și o răsărit. Au ce frumos. Băi, ideea este că... Bă, ce n-ai mică? Și sfrijită. Și avem o suprafață destul de mare. Dar... Da, n-am avut încotro. Dacă tot avem iarbă... Zona asta, capătul ăsta de aici, are iarbă, dar mai pe acolo. Da. În partea cealaltă era foarte multă rapiță, era deja galben tot. Și cumva de frică să nu fac rapiță multă și să mă chinui la balotat, a zis, lasă că tăiem noi mai devreme un pic. Facem marcă bună, fragedă pentru viței, cred. Nu știu ce o să mai țină taică. Nu mai are vaci, deloc. Are 5 oi, 6 oi, parcă. Și crește niște viței. Sau nu avea vreo 2 viței. Nu mă întrebați. Eu acum doar îl ajut pe el. Te-i grebez, duce el. În, după recoltat, intru în fix. După recoltat, trebuie să încep să-mi investesc bani în pământ pentru anul viitor. O să încep cu niște vloguri. S-a terminat memoria la card, dar mai șterg ceva. O să încep cu niște vloguri în care o să vă prezint cheltuielile mele pentru un an de zi. Vreau să fac și ceva interesant, dar sper ca timpul să mă lase. Ideea este că încep să lucrez și eu 15 hectare pe banii mei, pe barba mea, pe cheltuiala mea și pe munca mea. Aș vrea să fac eu tot alea 15 hectare. Cred că 15, de fapt. Cred că o să mai fie... Cred că vreo 9 o să le lucreze taică. Chiar dacă le declar eu la Avia și... Așa? Cred că alea le lucrează taică. Da, restul... De 6... Da, așa. Între mine și taică-miu, i-am zis să-și ia recoltele.
și ia el recoltele, o să fac eu treaba. O să încep eu terenul de la zero. O arat, biscuit, semănat, pregătit, tot. Uite, asta înseamnă să n-ai ce face cu banii, da? Da. Așa că v-am zis despre ce o să fie viitorul meu. Eu trec pe aici de... zici că trec de pomană. Mamă, dar astea sunt mai slabe proaspile astea. Și fac treabă în continuare. Sper să termin azi. Dacă văd că se usucă prea tare, încetez și vin mâine dimineață să strâng restul. Ce-i drept, m-am trezit târziu, ce? Nu mai sunt învățat. M-am trezit la 5 fără 20. Atâta s-a putut, ce să fac. Da. Hai că mai revin să vă arăt cam cât am făcut azi. Da, nu cred că termin azi. Am făcut un scut de mare. Dar am venit aici un volumen. Asta e porumbul nostru de anul ăsta. Sunt vreo 2 hectare de porumb. E curat, e frumușel. Doar că nu crește săracul, că dacă nu are temperatură seara, ia o să crească. E fric seara. Și apă n-are, n-are nici apă. Deci ce are de făcut e decât să aștept. Să aștepte și apă și căldură. Căldura vine ea. Îl pălește acum ziua de... Dar problema e că n-are apă. Da. Că strâng aici nu cred că termin. Cred că o să las, că dacă se usucă și încep să zboare frunze, nu mai pot să strâng, vă dai seama. Că nu e bine să o aruncăm așa de pomană. Trebuie să o strângem când trebuie. Dacă mă trezeam și eu ca un om normal, mai devreme, terminam de strâns, da? Ce să-i fac? Asta e, dacă atâta pot, atâta pot și eu. Da. Cam atât pentru video de azi. Ce să zic, ne vedem data viitoare. Cine știe ce o să fac data viitoare? Că nu cred că filmez cum balotez. Sau să filmez cum balotez? Băi, ce părere aveți? Să filmez cum balotez? Hai, poate filmez și cum balotez. Hai, ne vedem data viitoare atunci.